Doamna de cu televiziunea, da. Cui luați interviu? Si. Mie interviu? Da, vreau să-ți iau interviu. Hai să-mi iau interviu. Uitați, fraților, domnul astea bucătar, ne spune și nouă ce faceți aici, câte camere, câte băi faceți în această viluță, Luleu? Da, vreau să vă răspund, sigur că da. Da, hai. Opa, microfonul. Avem două camere jos la parter, da? Și două la etaj, dintre care jos la parter avem două băi. Și sus? Mai și... faceți băi? Nu, numai? Nu. Avem decât jos două băi. Și vom face în spate aici, în spatele clădirii, acolo o toaletă comună. Doamne ajută! Adică pentru vecini, casa. Pentru noi, pentru toți. Care vecini? Din vecinii la voi? Eu aș mai face o baie sus. Mai face tu. Haideți să vedeți, fraților. Două băi, una în casa mică, trei băi. Ne spune și nouă, domnul bucătar. Spuneți-ne și nouă cam ce... Ce lungime are acest salon și ce lățime are? Ce lungime? Deci lățime are de 14 metri, da? Și lungime de 5. De 5? Doamne ajută, bine că ne-ai zis, deci că chiar eram, așa. Eram curioși cu toții. Și eu chiar eram curioasă că nu știam lungimea și înălțimea sau lățimea. Da, deci ca să vă dau de înțeles așa, normal sunt 14 metri. Lățime, cum intri de aici, de pe ușă, 14 pe 5, salonul. Și avem ușa, are 2 metri pe 2,80 înălțime. Să țineți minte, dacă cazi vezi, trebuie să vă faceți o căsuță cum e a noastră, încă nu e gata, te trebuie multe. Geamurile sunt 2 metri pe 1,80 înălțime. Le faceți cu romanate așa pe rotund geamurile? Cu romanate, le facem pe rotund sus. Romanate, pe... nu? Romanate, romanes, să vină romanes. Așa. Domnul și... bucătar, aș vrea să mă întreb și eu, care este camera dumneavoastră? Asta din... Pe asta. Partea dreaptă sau partea stângă? Asta aici, haideți să vedeți, domnul, haideți încet așa. Partea stângă, nu? Da, păi trebuia să iei tu să... partea dreaptă. Are 1,20. 1,20 m. Stai, domnul bucătar, că nu putem să luăm interviu dacă stai cu spatele. Deci 1,20 are intrare la ușă, de plus ce vine 5 pe față, rămâne în jur de 1 metru sau 1 metru și rămâne. Păi ne-am făcut late ca să fie să intri cu mobilă, da. Acum, ai văzut că acum sunt mobile de alea performante, mai mari, mai alea. Și aia mai departe. Domnul bucătar, ne spune și nouă cam ce lungime are baia dumneavoastră și ce lățime. Are 2,5 m pe 2,5 m, pe 2,30 m. Așa micuț o faceți. E destul de mare pentru mine. Hai să vedem. Uite, aici e WC-ul. Da, acolo toaleta. Este, da. Aici vine toaleta, da? Nu știu dacă vine toaleta. În partea asta ce pune? Nu puneți un... Acolo vine dușul, acolo ghiveta cu oglindă. Păi și nu puneți și dumneavoastră, domnul bucătar, de ce nu puneți o cabină de duș? O să pui și cabina, hai, uite cât e de mare, uite așa. Vine și cabina, hai destul loc. Și înălțime 2,5 m. 2,5 m înălțime. Hai, geam destul de mare, deschiderea de 50 pe 50. Da, vedeți. 50 pe 50 deschidere. Să le uite la camera, ce filmezi la spate? De ce filmezi așa? De ce le uiți? Și camerele aici, camerele, să vă explic câte camera de înaltă. Da, spuneți-ne și nouă, domn bucătar, chiar suntem curioși cu toții. Pentru că știu că mulți dintre voi v-ați întrebat de ce neapărat așa camere înalte. N-ai cum, dacă îți faci o vilă, n-ai cum să-ți faci camerele. Trebuie 3 metri pentru înălțime. Pentru că n-ai cum, aia nu mai e vilă, o faci ia jos. Ia filmează și tu Leo, așa peretele, să vadă câte e de înalt. 12 rânduri de becea de astea puse pe 25, îți cât vin? 3 metri. Plus placa 20, 3,20 m. Deci 3 metri, da? Cu ce mai bagi jos, alea dau parchet și alea, da, domnul bucătar, am și o întrebare. Dumneavoastră, când o fi să șterge geamurile astea, trebuie să vă luați o fată mai tinerică să poate să șteargă aceste geamuri? Normal că o să-mi aduc una mai tinerică, cu picioare lungi și mai strălungi. Da, așa e, ai dreptate că nu putem nimeni să ștergem geamurile la o înălțime atât de mare. Unde, deja ai zis că pleci din casă, nu vei să rămâi, nu? Nu am făcut casă și aduc. Păi zic, poate ți-aduci o menageră pentru geamuri special să șteargă geamurile. Da. Aici o să vină coșul făcut din, acum sunt coșuri de la pătrate. Păi nu, în partea aia eu vreau să fac soba, domnul. Păi în partea aia, dar televizorul unde îl pui, pe geam?
Nu este voie să umbre acolo unde pun mobila. Dar vezi că chestia asta n-am gândit-o. Aici vine dormitorul. Da. Strâmbă în partea aia. Nu știu, să ne dea în coamă. Dar... Vedem ce zice. Vine în acoperiș. Vine chiar în mijlocul acoperișului. Două coarne. Și nu e bine. Vedem. Trebuie să vină în spate astea. Eu vreau să fac și teracote, ca să țineți minte, să am și de teracote și de centrală, separată. Da, aici geamul are 2 metri lățime, așa. Pe 1,80 înălțime. Să vine sus cu paratele. Domnul bucătar, mai am o întrebare, nu vă supăra, dar de ce v-a ales camera dumneavoastră în partea asta? Ca să mă uit la porc. De ce să mă uit la porc? Da, că dacă vine cineva vecin să-mi fură porcul, l-am văzut. Da. Eu trebuie să mă uit la porc întotdeauna aici, când bag porcul la coteț, să nu mi-l fură. Sau la fumătoare. Să vă explic așa în mare cum vor veni și treptele. Deci, de exemplu, de aici va pleca scara, treptele, rampa, are 2,80. Spune-ne aici, în... 2,80, 2,2. Așa, are 2,80 și după aia va mai pleca de aici, vezi? Deci pleacă aici cât are? 1, are 1 metru, vezi? Pleacă alta, ca da, să da, poți da. Să urci în partea altă, uite aici în partea asta, la fel. Pleacă alta, în sus, că aici vine Odina, aici sus pe băi, încolo. Și de acolo urci și pleci la etajul următor. Dar de ce vreți să faceți scara cu două rampe? Vreți să urcați dumneavoastră pe o rampă și sau Nora pe o rampă să nu, păi nu neapărat urcați pe aceeași... Cu muierea. Eu pot să urc pe o rampă, muierea pe o parte. Și ne întâlnim acolo. Să ne arătăm fruturași, liniare și vreți să lucrați în... Le mulțumesc că ești frumos. Așa, aici în partea asta... Camera ta. Asta e tot limii. Aici am zis, hai să-ți povestesc. Aici am zis că în partea asta n-am făcut geam, că pentru că aici o să vină o plasmă. Foarte mare și cum gândesc eu. Da, și cu un tabrău de ăla cum se pricepe nașul Marian. Da. Și în partea asta, în colț, un șemineu mare, făcut din cărămidă sebreat, dar ață, știi? Șemineu mare pentru foc cu geamuri de la de sticlă, să stai iarna frumos, bradul de Crăciun și alea va fi mișto. Să ne ajută Dumnezeu să ajungem noi acolo. Mulțumim lui Dumnezeu și așa, și pentru atâta, că uite, încet, încet, așa, ce să vă zic, reușim și noi. Bă, se poate, ce îți propui și dacă vrei, pot să faci. Reușești, dacă te ții de asta și vrei să-ți faci ceva, se poate. Ușa la fel aici, e 1,20, da. Pe 2, 1,80. Și aici, în partea asta, ușile tot așa le face romanate, țigănate, de astea? La fel, la fel, la fel. Aici la fel, tot așa am zis că o să facem un poș în partea aia. Era cota, zic cum ar veni. Și aici să... Domnul bucătar, avem și noi o întrebare, nu vă supărați. Aici, cum zice lumea că domnul Marian Nașu se ocupă de camera lui Leuțu și de baia lui? Da, da. El vrea să-i o renovează și să-l facă așa... Nu să o renoveze, să o facă cu totul, de la zero. Da, da, să facă la cheie, cum da, să zice. Da, mulțumim nașul Marian, da, pentru că el ne ajută. Zice da, că ne ajută. Domnul bucătar, mai avem o întrebare pentru toți care ne vă urmăresc pe YouTube. De ce nu vă duceți la muncă? De ce că vă subține domnul Marian? Da, suntem aveți... la muncă, da. Aveți pe nașul Marian? Da, care l-am pe nașul Marian care mă ajută. Doamne ajută să-i dă Dumnezeu sănătate. Doamne ajută să trăiești nașul. Da. Uite, nașul Marian a zis că tot interiorul face el. Da, să-i dă Dumnezeu sănătate. A și zis, multă... ridicați-o voi casa, că restul mă descurc eu. Interiorul și alea. Mulțumim lui Dumnezeu că chiar nașul să pricepe în toate. Da. Domnul bucătar, știți că el este cu tabrăurile. Nu știu, azi au dat din el, dar nu înțeleg, totuși nu înțeleg. Lasă-mi. Cu asta, cum știu ei, cu furtunul, cu alea, cu apa. Da, asta deci asta e baia lui Leuțu, asta e camera lui, cum ar veni. Domnul bucătar, dar de ce baia copilului e cam mai micuță ca a ta? Ce? 30, 30 de... Da, de ce ai vrut să fur eu pe un 30 să-l bag la... Am zis că mai mare acolo, mă întorc așa și poate n-am loc. Da. Cu toate că am pus geamul pe partea asta, eu l-am vrut să-i pun aici. Dar el a zis că partea asta vrea să-și pună o plasmă. Ok, e în regulă și așa. E treaba lui, nu ne băgăm. Nu știu, acum mi se pare că ușile sunt prea mari, înainte prea mici, nu știu. Lasă că dacă el n-are nimic mai pui spumă și el...
Doamna cu microfonul, dă-te mai aproape de el. Că... Da, uite, dacă el fuge de mine, ce sunt eu? Eu chiar mă pricep ca reportatoare să umbru cu... Dar el fuge aici de mine. Aici în fața reportatoare, o să va veni aici un platou mare, 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 până la botul mașinii. Nici chiar așa, mamă, așa mare. Așa vine mare până la botul mașinii și acolo în ciment vor veni băgați doi stâlpi de mari. Cum să vă zic, n-am dimensiune. Să vă imaginați voi cum e o butelie de largă. Da, știți? Cum e o butelie. Deci stâlpii vor pleca de jos până sus la primul parter. Până în pot, sus. Aici vor veni treptele și multe altele. Sus vom pune plasă de, la placă, plasă de Buzov de 8, aia care e mai grosă, nu? Domnul Bucătar, de unde groasă, ați avut această idee cu casa, așa, cu proiectul acesta? Cu casa, cu proiectul, am avut-o pentru că am văzut și eu tot la un rom de-al nostru, treceam pe stradă, eram chiar eu cu iubita mea în mașină, da? Și când am văzut proiectul, am dat în frână și am oprit și am zis, asta da acasă! Zic, asta îmi trebuie. Lasă stăpânească și oamenii. Da. Și o să știți că acum, după ce voi posta vlogul, o să pun chiar poza de la casa aia, să vadă și oamenii, să știți că pe vlog va apărea poza prima dată postat, când voi posta vlogul, poza, modelul, după cum vrem noi casa. Nu, ca să vă imaginați și voi ce model de casă vrem noi. Aici, că nu vă dați seama. Că așa nu înțelegeți nimic. Ce și cum e, cum vine. Acoperișul sau... treptele sau geamurile sau alea. Așa o să vedeți că o să vă pun poza acolo la vlog. Ca să o vedeți și voi. Domnul bucătar, sunteți... Mai am și eu mai o întrebare, nu vă supărați. Sunteți chiar... Vezi sunteți cam le-ai cam multe. Și poate îți iei peste mâncătoare până la urmă. Asta e. Chiar așa sunteți noi bucuroși că v-ați dacă apucat pun... de casă? Da, sincer. Aici chiar mi-ai pus o întrebare... foarte bună. Vezi, mi-a dădeai că este mâncătoare și eu ți-am pus o întrebare foarte bună. Atunci pot să-mi iau înapoi peste mâncătoare. Aici, da. Chiar sunt foarte bucuros. Chiar sunt bucuros, foarte bucuros că în 3 zile, uitați cât s-a putut lucra și cât. Dar mâine nu o să vină pentru că eu zi... E duminica. E duminica și duminica nu lucrează. Chiar îți mulțumim. De ce să nu? Chiar îți dai seama că tot mergi. Chiar oricine care vrea să-și facă ceva și vede că gata, avansează, e bine, e foarte bine. Chiar mă bucur și sunt foarte bucuros. Și, domnul bucătar, mai am o a treia întrebare pentru tine. Dumneavoastră chiar le ajutați pe meseriași? Puteți opri un pic camera ca să rezolvăm problema asta cu meseriași? Lucrez cu ei, că văd că sunteți da. Echipat de muncă. Am mai dat jos un pic. Da, văd foarte mult ați dat jos. La bolțare, chiar la mai cimel, fac la găleți da, și da, la... Da. Doamne da. Ajută, chiar mă bucur că vă place munca să munciți. Da. Mai am o întrebare, a șasea întrebare, nu vă supărați. Înainte era a patra, acum ai sterit la a șasea. Între noi aici, între familie, că zice că nașul nu vă lasă să munciți. Îi pare rău de dumneavoastră da. Să nu munciți. De ce cauză? Păi nu mă lasă nașul. Ce ați zis? Până la urmă că nu vă lasă la șparanghel? Nu. Am înțeles că vrea să vă duceți la muncă. Nu mă lasă, nu pleci tu niciun șparanghel, stai aici cu noi. Muncește el pentru tine sau cum faceți aici? Cum faceți? Că uite, n-aș fi la muncă. Aia că da, că vine aici să ne ajută normal. Cum să muncească el pentru tine, doamne? Dar cum faceți? Să spune și mie cum... Până la urmă, vă duceți după mă, el? Mă, că e, cam e ciudat reporterul ăsta. Pune niște întrebări de zici că au venit pe planeta Jupiter. Și așa mă dorm brațele astea, nu știu cum... Ce ziceți, domnul bucătar, nu vă supărați. Nu vă supărați. Ion deja este la muncă. Ion muncește pentru noi, ca să înțelegi. Doamne. Ion muncește pentru noi și trimite cash-ul la noi. Aruncă microfonul ăla peste gard să nu mai lume. Dar unde are mufa băgată? Unde are mufa băgată, mă? Ți-ar microfon de reporterică să-ți fie. Vii cu mufă pe aici, un microfon cu mufa băgată. Chiar mai făcut seara, dar chiar nu mă așteptam la această întrebare, că poți să vorbești atât de... Păi nu, dar m-am întrebat și eu. Am pus și eu o întrebare. Unde ai mufa introdusă? Uite, avem un pic de dezordine pe aici, dar mă bucur. Să știți că nu... Chiar dacă e zile, Doamne ajută, așa să fie să... Nu, că o să-ți iei amendă.
Mai bine strânse toate băgate într-un sac și scoase afară când vine. Le ducem la reciclare. Deci bucătare. Da. După ce terminăm, acolo ai spus că vrei să-ți faci bucătărie. Bucătărie, da. Aici în partea asta. Da. Și eu unde îmi fac aici garajul pentru mașină? În partea asta va veni o bucătărie mare, mare. Garajul pentru mașină, ăla aici. Domnul bucătar. Păi nu, că n-am loc să intru cu mașina. Domnul bucătar, vă mulțumim pentru acest interviu. Pentru și că, vă mulțumesc frumos pentru că ne-ați explicat și nouă cum... Cuvintele adresate către nu, mine. Nu, eu chiar am vorbit foarte frumos, eu chiar mă pricep ca reporter. Da, de acum înainte o să m-am angajat la un... reporter. Asta am vrut, am încercat ca să pot să învăț. Ca să vedem ce părere au oamenii care... Dacă o pună, rupeai piciorul, mă arăt. Pună microfonul, fițar microfonul să-ți fie. Dă-i mă oprește că m-am căzut cu microfonul, el mi-l bagă în gură. Da să-ți-l bagă în gură eu. Du-te cu microfonul tău, că tu mi-l bagă în gură. Bă, Cătă, stai puțin, nu te supăra. Mi-l bagă în gură. Domnul bucătar, de ce sunteți așa supărat și uite, era să rupeți piciorul? Păi bagi ăsta în gură, bagă-ți-l în... Du-te cu ăsta de aici. Nu am vrut să fac și eu, nu vă supărați. Am vrut să încerc și eu pentru un reportaj ca să pot să mă angajez și eu. Reporteră de asta. Te-am zis reporteră, report. Am vrut să mă angajez și eu pentru... Ai gata. Acum că îmi părinești prea mult și gata, lasă-mă. Bine, atunci eu vă mulțumesc pentru interviu ce ne-ați dat aici. Audiție plăcută, mulțumesc. La revedere. La revedere. O zi bună să aveți, prieteni, eu vă pup, vă doresc multă sănătate, pa, pa. Pa. Am plecat.